Ziua Armatei Române a fost marcată în aproape toate zonele județului, inclusiv în Deva. Ceremonia publică dedicată acestui eveniment a avut loc în Cimitirul Eroilor, unde a fost oficiat un serviciu religios, un ceremonial militar, rostirea unor alocuțiuni de către autorități și reprezentanții Armatei Române și depuneri de coroane în memoria eroilor neamului. Ziua de 25 octombrie este ziua în care în România se sărbătorește Armata Română, care în anul 1944 a eliberat de sub ocupația hortistă Transilvania de Nord, în urma bătăliei de la Carei. Această zi este sărbătorită printr-o serie de manifestări organizate în principalele garnizoane din țară, în bazele militare din teatrele de operații, unde sunt dislocați militarii români, și în statele în care România are acreditații atașații apărării și în capitale statelor unde țara noastră are reprezentanțe permanente. La Deva, ceremonialul a debutat cu darea onorului, salutul drapelului de luptă și intonarea imnului național al României. Este așadar obligația noastră sfântă de a-l omagia pe fiecare soldat care a stăruit să-și apere neamul. Eroilor nemuritori din paginile istoriei naționale le datorăm orice sacrificiu pentru a apăra România pe care ne-a lăsat-o. Cu prilejul Zilei Armatei României, vă urez sănătate, realizări profesionale și împliniri personale. La mulți ani, Armata României! În final a avut loc defilarea gărzii de onoare, iar cei prezenți au depus coroane de flori la Monumentul Eroilor.